aici pe scenă. Sper că v-a plăcut aplauzele voastre. Să știți că sunt pentru fiecare concurent o mângâiere. Mergem mai departe în concursul nostru la Diandra Mihaela Bancu. Ea spune foarte simplu că îi place dansul în notul, dar evident muzica, nu de alta, a venit la acest festival. Are un palmares bogat, printre care include participarea la Festivalul Național Mamaia Copiilor în 2012, trofeul Doruri Mușatine, concurs interjudețean de interpretare vocală a folclorului românesc în roman, trofeul Cântece din totdeauna Botoșan, calificare la etapa națională la Festivalul Național de Folclor de la Zalău, trofeul Stea printre stele Bacău, categoria 8-10 ani, Festivalul Național de Muzică Ușoară, premiul întâi la Festivalul Național Cântec de Stea Piatra Neamț, Festivalul Național de Teatru, Muzică și Dans Neghinița Bacău, Festivalul Național Mini Star MD Roman, Festivalul Internațional Ghioceu de Argint Bârlad. Multe, lista este lungă, mai continuă, însă eu nu vă mai rețin, fiindcă cu siguranță vreți să o vedeți pe Diandra Mihaela Bancu, cum va interpreta piesa Everyday. Pentru voi, nimeni alta decât Diandra Mihaela Bancu! I say do it.
Iandra Mihaela Bancu.